Bună ziua, dragii mei, sunt Virge și în videoclipul de astăzi vom vorbi despre clasificarea ambalajelor. Ambalajul este un produs confecționat din diferite materiale fiind destinat cu prinderii sau învelirii mărfurilor în timpul manipulării, depozitării, transportului sau vânzării lor. Criteriile clasificării ambalajelor, marea diversitate a ambalajelor a alegerea unor criterii diferite în clasificarea lor. Aceste criterii sunt felul materialelor din care se confecționează, domeniul de utilizare, digitatea ambalajelor, sistemul de confecționare, Durata utilizării e apartenența. A, în confecționarea ambalajului într-o o gamă variată de materiale, după felul acesta se deosebesc ambalaje din hârtie, carton, pungi, curtii, hârtii de împachetat, ambalaje din lemn, lăs, butoaie, putin, ambalaje din sticlă, faianță, borcane, sticle, falcoane, ambalaje metalice, butoaie, cutii, tuburi, ambalaje textile, saj din in, ne ambalaje din pletituri, coșuri de nuiele, damigene, de uh, împletituri din uh, rafie pentru sticle. Ambalaje din materiale plastice, folii, pungi, saci bidoane. Ambalaje complexe, folii de aluminiu cu polietilenă, lizi din hârtie și lemn, hârtie, materiale plastice. B. Domeniul de utilizare a diferitor ambalaje în următoarele grupe. Ambalaje de transport, ambalaje de despacere, prezentare. Ambalaje de transport în lesnes, circulația mărfurilor din sfera producției, în sfera de consum, asigurându le protecția necesară atât în timpul transportului cât și în perioada de depozitare. În tehnica modernă de ambalajele de transport a fost dimensionate corespunzător răspunzător suprafețelor paletelor de transport, ceea ce a avut ca urmare o încărcare mai judicioasă a mijlocului de transport, a reducerea cheltuielor de manipulare, acest scop al reducerii cheltuielor de circulație, îl are și folosirea containerului ca ambalaje de transport. Ambalaje de desfacere prezentarelor rolul acestui ambalaj este de asigura o vânzare rațională a produselor, dovedindu-se de înlocuit în tehnica preambălării Le însoțesc marfa până în momentul consumului, prețul lor în intrând de cele mai multe ori în prețul mărfii respective, de exemplu, cutii de conserve, parchete de țigări, cutii de bombane. Altor, acest ambalaj este plătit separat, existând posibilitatea varificării lui, de exemplu, sticle de ulei, băuturi alcoolice și nealcoolice, borcane de dulciuri. Calitatea și modul de prezentare a ambalajului de desfășează o mare influență asupra vânzării rapide a mărfurilor constituind totodată un mijloc de reclamă. C. După gradul de rigiditate, ambalaje se împart în ambalaje rigide, lăs, butoaie, ambalaje semi-rigide, cutii din carton, recipiente din materiale plastice, ambalaje moi, de hârtie iute. D. În tehnica confecționării ambalajelor se folosesc diverse procedee, ceea ce le diferențiază în ambalaje fixe, container, lăs, butoaie, ambalaje demontabile, lăs din lemn, mucava, ambalaje pliante, cutii. E. Durata folosirii unei ambalaj diferă în funcție de faptul dacă este sau nu refolosibil. Din acest punct de vedere, ambalajele sunt ambalaje cu durată mare de utilizare, ambalaje folosite o singură dată, pungi, cutii, bomboane și biscuiți, tuburi de creme, cutii de conserve. Ambalaje cu durată mare de utilizare, Circulă de beneficiar la producător în două munturi, direct sistem de restituire, prin redistribuire, sistem de vânzare, cumpărare. Utilizarea multipla a una și același ambalaj duce la uzarea lui. După gradul de uzură pe care prezintă ambalajele folosite pot fi ambalaje care nu necesită reparații, ambalaje bune, ambalaje utilizabile după mici reparații, ambalaje de recondiționat. F. Apartenența. Faptul că ambalajul rămâne sau nu în proprietatea producătorului de bunuri de consum subdivide ambalaje în ambalaje de inventar rămân în proprietatea întreprinderii care a livrat marfa și ambalaje ce se vând organizațiilor comerciale odată cu marfa livrată. Cu stimă și respect față de persoanele care mai videoclipul ăsta sunt Virgil, vă și vă doresc o zi că mai frumoasă, ne vedem data viitoare în un videoclip, PS, yes, nu uitați să dați like, dislike și dacă v-a plăcut un pic mai mult, dragii mei, vă rog, abonați-vă!